În urma numeroaselor sesizări venite din partea cetățenilor care se plâng de mizeriile lăsate în urmă de câinii de companie, edilii din Petroșani au decis să mai facă o încercare de a îndepărta pe iubitorii de animale din parcurile și zonele verzi ale localității. Prin urmare, aceștia au decis să amplaseze noi tablițe pe care să fie specificat faptul că plimbarea cățeilor este interzisă prin parcuri. S-a dat o hotărâre a Consiliului Local, cred că anul trecut sau cu 2 ani, dacă nu mă înșel, prin care noi suntem serviciul de administrat domeniului public și privat, se obligă să avertizeze prin acele plăcuțe toți iubitorii de animale, și mă sfer aici care au câini de companie, deci accesul acestora în parcuri și în spațiile verzi este interzis, conform acelei hotărâri. Noi am pus plăcuțele și suntem în procedură de achiziționare de noi plăcuțe, că unele au dispărut. Avertizăm toți cetățenii prin aceste tablițe, iar în cazul în care nu vor fi respectate prevederile respective, poliția locală va da și sancțiuni în acest sens. Deși hotărârea Consiliului Local Petroșani, care prevede aplicarea unor sancțiuni contravenționale stăpânilor de animale de companie care murdăresc domeniul public, este în vigoare de mai mulți ani, până în prezent nu a fost aplicată nici măcar o singură amendă în acest sens.